Cei mai mulți români din mediul rural încă folosesc sobele pe lemne și cărbuni pentru a-și încălzi locuințele pe timp de iarnă. În Teleorman, acolo unde nu există alimentare la rețeaua de gaze în mediul rural, oamenii încă apelează la metodele clasice de încălzire, iar cele mai multe sobe sunt vechi și nu mai dau randamentul dorit. Eu fac focul la sobă și la 3, la 5 mai bag și unde și eu îmi prinde că e frig. Deci nu face față doar soba? Nu. Soba, noi soba avem, tot așa am pe temei și eu. Pe două camere. Pe două camere. Ce să facem? Asta e, mergem cum se poate. Pentru toți cei care își doresc să-și instaleze sobe cu un randament mai mare și cu emisii mai mici de poluanți, Ministerul Mediului a lansat programul Rabla pentru sobe. Prin intermediul acestui program, cei care se înscriu își vor achiziționa sobe prin intermediul unui voucher sau factură pro formă la un preț mai mic. Nu ar fi rău. Okay. Păi, lăsi rău, păi de ce sunt de ură mai bună, bă? Și soba contează. Păi, acum, dacă e o sobă aia de lemn, cum era odată, de alea pe paie, cum era, și cum e asta acum, da, cum băgai cu furcelul atunci, acum să fie una mai modernă. Dacă. E bine și alea de care ne-a dat de alimente, ne ajută, să știți. Deci până la urmă orice ajutor e bine. Da, mami. Potrivit Ministrului Mediului, săptămâna viitoare va fi publicată lista cu instalatorii de astfel de dispozitive de încălzire validați, iar programul propriu-zis ar putea fi demarat la jumătatea lunii februarie. Cele mai recente statistici arată că mai bine de 3,5 milioane de gospodării din țară se încălzesc la sobe cu lemne.